Potrivit Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș, sanctuarul deține personalitate juridică și are sediul în municipiul Sighetu Marmației, strada Vramian, cu numărul 229. Acesta se vrea a fi punct de referință pentru toate inițiativele de pe teritoriul eparhiei, prin care se aduce cult de cinstire fericiților episcopi, matirii greco-catolici români și tuturor martirilor și mărturisitorilor din secolul 20, dorind să contribuie la cultivarea credinței și educarea generațiilor viitoare în spiritul valorilor creștine, scrie în statutul sanctuarului în martiriului celor șapte episcopi greco-catolici morți în închisorile comuniste a avut loc pe data de 2 iunie 2019, când Papa Francisc a venit la Blaj și a dat citire decretului de beatificare a lor. Rămâne ca noi să ne facem partea și să marcăm pământul sfințit de sângele și viața tuturor martirilor și mărturisitorilor credinței din secolul 20, care a fost un secol al prigoanei și suferinței pentru biserica noastră. De aceea, la Sighet, vom ridica o biserică sanctuar care, prin arhitectura sa, va îmbrățișa întreg cimitirea ce găzduiește o semintele martirilor, îngropați aici pe ascuns în gropi comune, a precizat Vasile Bizău, episcop greco-catolic, în prezentarea conceptului bisericii și ansamblului care vor fi construite pe terenul sanctuarului. Locul se vrea a fi un punct de reper pentru pelerinii din țară și străinătate doritor să se apropie de ceea ce a însemnat istoria bisericii greco-catolice din acea perioadă. Proiectul cuprinde o biserică, un spațiu exterior dedicat evenimentelor și cerebrărilor în aer liber, dar și o sală interioară de activități și conferințe și un muzeu care intenționează să prezinte clandestinitatea bisericii greco-catolice, acea parte a perioadei comuniste despre care se vorbește mai puțin sau deloc. În prezent a fost finalizat conceptul, urmează faza de proiectare propriu-zisă, și obținerea autorizațiilor în vederea începerii construcției. Responsabil al proiectului este părintele Mihai Grigor Paroh de Săpânța.